Salut și bine te-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Suntem înapoi pe BIMNG, iar astăzi vom testa Audi R7. Avem și versiunea Forza Edition, Forza Horizon. Cred că este cum este acolo stoc sau ceva de genul, nu știu, așa a venit modul. Avem aici noi 3 versiuni. Avem versiunea stock, avem versiunea wide body și am lăsat-o eu puțin mai jos și avem o versiune off-road pe care am ridicat-o din suspensii. Mașinile au cam aceeași configurație, m-am mișcat puțin cu presiunea din turbină și mașinile au un motor de 4 litri, toate sunt 4x4 și haide să le testăm prima oară. O să testul de viteză o să-l facem doar cu una, cum am zis, au aceleași configurații toate mașinile. O să mergem prima oară cu mașina stock. Navigația este complet funcțională, bordul arată genial mașina. Camod este făcut genial, îl aveți în descriere pentru cei care doriți să vă jucați și voi cu el. Haideți să mergem să facem un test de suspensie. O să mergem pe care. Mergem direct greu, uite aici zic, pentru că vrem să-i dăm daună, după care o să facem speed test, după care o să o bușim frontal pe la 2-300 la oră sau să vedem dacă prinde 2-300 la oră. Bine, 200 cred că categoric va prinde, dar 300 la oră, nu știu, nu am testat-o. După care o să mergem off-road cu mașina off-road și cea de wide body e mai mult de aspect, nu are nimic diferit ca performanțe. N-am zis că voi merge încet, dar încă funcționează. Avem 70 la oră. S-a rupt transmisia de pe față. Momentan ne mai trage doar spatele, mă, având în vedere că am trecut cu 70 la oră pe acolo. Janta puțin terminată. Asta e ok. Janta pe spate puțin terminată. Bara spate nu mai există, bara față nu mai există. E ok. Se putea și mai rău. Dar se pare că mașina abia mai trage. Deci probabil fața făcea diferența pe acolo sau cine știe ce s-a mai spart în ea. Bun, haide să-i dăm și un speed test, o reparăm imediat. Cred că mașina fuge așa, nu o să vreau să fac cursă. Bun, ia să vedem, SC-ul îl vom da pe sport. Haide să-l ținem pe sport. Nu avem sistem de nos, nu avem nimic de genul. O să-i dăm noi aici. Ok, avem automată. Haide să-i dăm. Aici avem viteza reală, aici e a mașinii, aici e la roată și uneori diferă, 260 până în linie, ok, prinde 300 destul de ușor, 320, 40, ouăleu, trebuia să fac dreapta pe acolo, cred că se duce și 400, fii atent. Bine, momentan, aia e o roată? Da, e roata noastră de pe partea dreaptă. Haideți să încercăm să-i dăm 400. 250, o să încerc să fac dreapta pe aici ca să ies de pe hartă, să putem să mergem normal. Mașina pare destul de stabilă, deși n-avem nicio șansă. N-avem, mamă. Dar oricum o să o repar aici în afară și o să fie ok, dar să ne bucurăm de frumos. Băi, e destul de rezistentă. Se putea și mai rău. Am scos SC-ul de tot și ia să vedem. Direct blană, 100, 150, o să stăm așa frumos. Nu știu dacă bordul coincide cu viteza normală, cred că da, mă gândesc. E și micuț și nu pot să dau nici zoom. 350, 360, 80, mă miră că încă urcă foarte lejer. Ok, încetinește, 400, 404, 407... 407, ok. Acum, ce aș vrea eu să-i fac, pentru că are o chestie ce o putem modifica, este presiunea aici. Bun. Engine 32. Scoatem din combustibil să fie mai ușoară. Putem să... Vreau să ne ducem rachetă. Acum, nu știu cum lasă să-i scop banchetă. Uite, scaunul de la pasager. Putem să scoatem driver seat-ul, punem race, va fi mai ușor, speed limit warning. Nu ne trebuie așa ceva. Vreau să scot banchetele, că aici în joc chiar contează tot ce scoatem. Avem un episod în care am testat lucrurile astea. Nu mai avem ce să scoatem. Nu vreau să scot de-astea. Oare putem să-i punem un mic spoiler?
Spoiler, îl are pe la Li, nu, îl las pe la Li, normal. Și avem un motor de 4 litri V8, stock eco, ok, aici iară putem să mai umblăm puțin la turații, cutie nopt trepte, evacuare TT Sport, ok, atât, păi hai să umblăm aici, 6000 de rotații, ăsta de fapt îl urcăm așa, posibil să ne bubuie motorul, dar nu e nicio problemă, apply, haideți să vedem ce am făcut, corect, ia, 3, 2, 1... Oh, start. Ok, ok, avem o problemă. O să începem normal, o să plecăm normal. Oricum, pe noi ne interesează top speed-ul, nu cât de repede pleacă. O să-i dau puțin mai lejer. Îi dădea foarte mult în limită și ne-a stricat ceva pe acolo. Ne-a apărut deja o eroare. 300. Mi se pare că urcă mult mai repede față de data trecută. Bine, probabil e și mai ușoară cu, să zici, 80-90 de chile. 420, da, e mai rapidă decât data trecută. Pe cursă lungă, se pare 430. Cred că dacă punem și sistem de nos, ne ducem 450-60. Haideți să testăm. Bun, 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 bun. Deci ne interesează să punem sistemul de nos, dar totodată Ultra Heavy Duty. Ok, îl avem Stage 3, Stage 3 Supercharger putem să trecem. Nu vreau pe Supercharger, rămânem pe Turbocharger și punem noi aici. Nu știu de cât să pun butelia. Și pune de 130 de cai. Mă gândesc că ar fi de ajuns la 100 de kW sau de 200, de 200 ne va bubui motorul, 100% ne va bubui motorul. Trebuie să o fac eu să intre în treapta, n-avem nevoie decât, hai să zicem, ca să nu solicităm motorul, în treapta 4 să ne intre de la 6000, nu, de la 5000 de rotații. De ce? Pentru că dacă îl solicităm la trepte mici unde turațiile sunt foarte, foarte mari, ne va bubui motorul. Treapta 5, cred că este ok. Gata. Adică vreau să țină la cursă lungă, nu mă interesează cât de repede ajungem la viteza aceea, ci mă interesează ce viteză va prinde mașina. Deci a plecat. Asta e că e cutie cu 8 trepte. Deci practic da, a bubuit motorul. A mutat treapta 6, 6000 de turații, să sperăm că nu ne bubuie și am plecat. A întâia, a doua, a treia, a patra, mama, șasea, cum le-am numărat? A plecat deja, o să ne bubuie motorul. Băi, se duce goarnă. 400, se duce goarnă mașina de data asta, 430. Se termină butelia de nos, nu, măcar 450, haide. 450, deja avem probleme la motor și s-a terminat butelia de nos. Dar ne-am atins scopul de 450. Bun, acum haideți să testăm puțin pe off-road și să o lovim, să o bușim, să o terminăm. Aici la fel avem motor de 4 litri V8, fără modificări în plus față de mașina cealaltă. O să mergem pe un traseu de off-road să vedem cum urcă, cum se descurcă. După care o vom lovi, cred că ceva de genul... Mamă, îmi place maxim cum se distruge. Deci modul ăsta e făcut foarte, foarte frumos. Avem asta, apare un traseu destul de ușor. Și ăsta la fel. Vrem ceva greu, nu neapărat off-road, off-road, ci... uite-l pe ăla. Deși bara față nu-mi inspiră încredere deloc. Bine, probabil e făcut așa, gen off-road doar cu roțile. Că dacă stai să iei bara și toate astea, pleacă. Frumos, frumos. Dacă stai să o gândești, bara față o să o pierdem probabil cum urcăm pe pietrele astea. Ia o agață. Oh, băi, urcă-mă, ești nebun. A urcat. Oh, ok. Măcar dacă s-a tot rupt, s-o scoate. E mult mai ok așa. A scoate și bara spate? Nu, că vine așa ridicată. Hai să vedem dacă poate urca pe aici. Ia să vedem. O să încerc să împice o roată pe scări și o roată normal. Și îi dăm de aici. 3, 2, 1 și start. Mă ține bara spate. Nu? Nu mă ține bara spate? Ba da. Chiar dacă hitbox-ul nu atinge, observați că se ține în ea. Haideți să o scoatem. Ok, haideți să testăm acum. Mamă, ce s-a dus 3, 2, 1 și...
Ce-mi place când am dreptate. Bine, acum hai să scoatem și pragurile, glumesc. O să-mi ia viteză, dar mie că o să rămânem pe acolo cu mașina. 100% o să rămânem pe acolo cu mașina, fii atent. 3, 2, 1, go! S-a dus mașina noastră. A sărit peste, a sărit peste tot! Nu, nu, pe roți, pe roți. Cred că nu mai putem să o scoatem de aici. S-au rupt și roțile, ce să mai... Totodată și pe drifturi, mașina e genială. Bine, e all-wheels drive, e destul de ușor să o controlez, dar hei. Și nu înțeleg este ce ăla ce așteaptă, că mă lasă să patinez groaznic. Bine, cred că ne trebuia și stability control, dar ne descurcăm și așa. Mamă, cum s-a făcut? Stai, și nu zic încă mai merge. Ok, ni s-a rupt transmisia de pe față, nu e nicio problemă. Vreau să o pun, să vedem dacă mai putem să... Încet. Bun, virează. Puțin câș. Roata asta virează ok. Demers merge, acum că merge puțin hâșca, pușca, pușca. Asta e partea a doua. Zici că e ceva Panamera, așa puțin dacă închizi ochii. Sau? Să ne jucăm puțin și cu white body-ul. O să mergem să facem drop testul pe care îl avem de câteva episoade. O să aruncăm mașina de acolo, să vedem dacă putem să ne urcăm. Mașina e destul de joasă, dar am zis că se potrivește, fiind așa mai lată, mai frumoasă. Ia să vedem. Urcăm. 3, 2, 1 și... cred că am sărit prea mult. Nu. Da. Perfect. Bine, nu știu acum la ce e perfect, că mașina e țăndări. Dar hei. Ca nou, știi ce zic? Ca nou. Băi, îmi place maxim cum arată. Și ca să vezi surpriză, ăsta e 2013-le, mai am găsit și un 2016 și un 2019 cu care va urma să facem niște clipuri și niște teste, o să se schimbe de episodul următor, asta cum testăm mașini. O să avem o listă de challenge-uri pe care mașina trebuie să o îndeplinească și la final îi dăm notă, o să fie destul de tare, cum era acum vreo 5 ani când testam mașini. Bun, haideți să aruncăm mașina. Să zicem un scenariu, mergi, ai căzut de pe munte, direct râpă, ești pe nu știu unde vrei tu să fii și ai căzut, nu știu de ce cu spatele, dar pe plafon direct. Băi, Passatul ăla B5 de l-am testat noi data trecută, era mult mai rezistent. Sau probabil nu era făcut modul bun. E ceva distanță, nu putem măsura exact cât este, dar e ceva distanță. Acum întrebarea, mamă... Relativ ok. Relativ, deși down. Întrebarea mea este dacă mai pornește. Nu mai pornește. Ok. Haideți să o aruncăm și cu fața. 3, 2, 1. De fapt, nu mai mi-e o viteză. O să încerc să pic normal. Să zicem, frânez și... Ciup! Și ai căzut. Bum! Ok. Suntem bine. Suntem pe roți. Motorul este... dar nu mai avem... Nu mai avem transmisie, s-a rupt și pe față și pe spate. Adică motorul merge, dar nu mai cuplează cu absolut nicio roată. Arată destul de rău, de ce să mințim. Cam asta a fost mașinuța noastră. Episodul următor o să avem niște liste de challenge-uri, o listă, mai bine zis, de challenge-uri pe care mașina trebuie să o completeze ca să-i dăm o notă final și o să facem un tabel în fiecare lună cu ce mașină s-a descurcat cel mai bine. Mă, dar aici de unde se deschide, mă gândesc. Nu ar trebui să deschidem portbagajul, că nu apare aia. Sau probabil că nu vrea să se deschidă așa el. E Audi, ce să-i facem? Bun, las eu episodul acesta aici. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Dacă v-a plăcut, nu uitați, puteți susține episodul și canalul apăsând butonul de apreciere. Este complet gratuit și de asemenea vă puteți abona să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Și asta de asemenea este complet gratuit. Pe data viitoare, pa, pam!